Am participat la o ședință cu conducerea Ministerului Sănătății. Am abordat două subiecte importante. Primul subiect, planul de verificări efectuate de direcțiile de sănătate publică prin inspectorii sanitari în toate secțiile de terapie intensivă din spitale. Și al doilea subiect, creșterea capacității de tratare a pacienților care au nevoie de internare în secțiile de terapie intensivă. La primul subiect am discutat foarte clar ce urmărim. Urmărim, practic, conformitatea cu reglementările, fie că e vorba de ordin 1500 sau de alte reglementări privind funcționarea secțiilor de terapie intensivă. În urma acestor controle o să existe un plan de conformare care va fi adus la cunoștința managerilor spitalelor. Orice lucrare de reparații, orice achiziții, orice modernizare necesară va fi inclusă în acest plan de conformare. De asemenea, pot să anunț de pe acum că am discutat posibilitatea de a deconta toate aceste cheltuieli printr-o finanțare europeană nerambursabilă. Iar la al doilea subiect legat de creșterea capacității de tratare în secțiile de terapie intensivă, am discutat în detaliu situația pe fiecare județ, câte paturi de terapie intensivă sunt, câte paturi sunt disponibile. De asemenea, am discutat situația personalului și a posibilităților de recrutare de personal suplimentar care să deservească secțiile de terapie intensivă. În urma acestei analize va fi crescută capacitatea de tratare, inclusiv prin includerea a noi spitale care vor deveni spitale de suport COVID. De asemenea, în cadrul acestei discuții legate de secțiile de terapie intensivă, am abordat un subiect care l-am mai abordat de altfel, respectarea rigorilor prevăzute în ordinul 1500 privind internarea în terapie intensivă. Adică internarea doar a cazurilor efective care necesită internarea în terapie intensivă și în rest funcționarea acelor secții intermediare despre care am tot vorbit, în care evident să existe posibilitatea de tratare pentru cazurile intermediare, dar să nu fie necesară internarea la terapie intensivă decât pentru acele cazuri care chiar necesită, în conformitate cu condițiile de internare, necesită internare în secțiile de terapie intensivă. Puteți să ne spuneți până la cât va putea crește capacitatea locurilor de ADI pentru cei cu COVID? S-a stabilit sau? Planul pe săptămâna asta prevede o creștere a capacității cu cel puțin 200 de paturi. Am discutat pe săptămâna asta, sunt cel puțin 200 de paturi, sunt soluții pe care le-am gândit pe fiecare regiune, sunt soluții pe care le-am gândit și pe București, aici pe București am discutat de mai multe soluții posibile. Evident că am discutat și de posibilitatea de creștere a numărului de paturi pentru terapie intensivă, de asemenea am discutat și de ventilatoare peste tot unde există posibilitatea de a deschide secții de terapie intensivă, să asigurăm tot ceea ce este necesar. Ventilatoare, injectomate, sunt necesare multe secții, cum e la Malaxa, de exemplu, lucrări de asigurare a circuitelor de alimentare cu oxigen și, de asemenea, de a putea găsi resurse pentru a putea realiza toate aceste lucrări în cel mai scurt termen posibil. Domnule, ce vești aveți din Belgia? Întrebare, îmi cer scuze. Domnule, v-aș spus că toți suntem vinovați pentru ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Dumneavoastră, cum vă simțiți? Într-un moment dificil a făcut o declarație. Întotdeauna există responsabil, există vinovați individual pentru fiecare nerealizare. Din punctul meu de vedere, acum, în schimb, treaba noastră este să rezolvăm toate problemele, să asigurăm reducerea numărului de infectări prin respectarea normelor de protecție sanitară, să asigurăm tratarea pacienților care se îmbolnăvesc și să găsim soluții pentru orice situație care ne apare, inclusiv soluția de a putea realiza rapid orice lucrare necesară de modernizare, de reparații, pentru a putea conferi siguranța în secțiile de terapie intensivă, care este oricum siguranța în secțiile de terapie intensivă. Nu trebuie judecate
toate secțiile de terapie intensivă după ceea ce s-a întâmplat la Piatra Neamț. Dar vrem să ne asigurăm o dată în plus și mai mult decât atât să sprijinim managementul spitalelor pentru a putea asigura toate dotările și toate lucrurile necesare în secțiile de terapie intensivă. Ce faceți ca să evitați astfel de tragedii? Pentru că, iată, am avut Giuleștiu, am avut Colectivul, acum avem Piatra Neamț. Dacă peste 5 ani avem iarăși o nenorocire, ce facem? Pe lângă ce am spus, că suntem dispuși să finanțăm, indiferent dacă e spital în subordinea Ministerului Sănătății, spital în subordinea autorităților locale, spital în subordinea Ministerului Transporturilor sau spital în subordinea Ministerului Apărării, deci suntem dispuși să asigurăm finanțarea tuturor lucrărilor necesare. De asemenea, suntem dispuși inclusiv să asigurăm contracte de mentenanță și de servicii potrivite pentru toate aceste tipuri de instalații tehnice, astfel încât să nu existe probleme legate de buna funcționare a tuturor acestor instalații. Îmi cer scuze, vă doresc sănătate. Cum se desfășoară activitatea? Domnul ministru, vă salut. În spital acum, pentru că mai sunt, iată, persoane cu COVID internate acolo, ce da, lipsuri au, cadrele medicale. Chiar dimineața am discutat cu managerul de la spitalul din Piatra Neamț. Astăzi operaționalizează terapia intensivă de la etajul 3, de unde sâmbătă au mutat către etajul 2. L-am întrebat și de necesar. Au în acest moment toate dotările pentru 11 paturi de terapie intensivă, care vor fi operaționalizate în această seară sau mâine dimineață. În UPU au pregătite două paturi de terapie intensivă, care pot prelua niște pacienți dacă ei se agravează. S-a registrat în urmă? Deveni COVID sau suport COVID? Că spunea și câte, dacă le-ați identificat? Am identificat câte un spital în fiecare județ. În București încă două spitale. Urmând, în București avem Sfântul Ștefan și avem Spitalul Cantacuzino, pe care le operaționezăm ca și suport COVID. Am și transmis către DSP-uri să facă evaluarea acestor spitale, dar odată cu evaluarea acestor spitale să avem și evaluarea tehnică a tot ce înseamnă utilități, cum ar fi sursa de oxigen sau potențialul de energie electrică. Își păstrează specificul, adică, de exemplu, la Cantacuzino vor fi duse paciente care au, nu știu, vorbim de maternitate sau? Nu, vorbim de spitalul. S-a înregistrat în urmă cu puțin timp un deces în rândul unui bolnav pe la din Piatra Neamț. Are legătură cu incendiul? Nu, este al șaptelea bolnav care a venit, era în UPU și care a fost preluat și el dus către spitalul din Pașcani. Aseară la ore 21. Dacă situația paturilor o putem rezolva cumva mai ușor și putem transforma spitale, ce facem cu personalul? Cine se va ocupa? După cum știți, la nivelul celulei de criză de la Ministerul de Interne, este acea evaluarea personalului care îl avem din cele 6 specialități care în acest moment sunt în prima linie. În funcție de solicitările pe care le avem din teritoriu, mobilizăm. Există o evaluare și a personalului de la fiecare unitate medicală care poate fi disponibilizat. Există o evaluare și a personalului de la fiecare județ în contextul în care este nevoie în județele limitrofe. Se pot face și de detașări sau chiar la distanță. Domnule ministru, se lasă cu demisii? Demiteți pe cineva? Pleacă cineva în urma acestei nenorociri? Așa, pentru că mulți nu mai. Sunt două anchete la Piatra Neamț, ancheta parchetului general și o ancheta a ISU. Așteptăm acele rezultate. Și ancheta noastră ce vă spune? Noi așteptăm și date anchetei. Eu, cel puțin personal, când a fost sâmbătă seara la Piatra Neamț, n-am putut intra nicăieri, erau toate sigilate, ca să ne putem face o evaluare sau să trimitem un corp de control la nostru să evalueze. Managerul rămâne pe poziție în continuare? Cum știți, legislația nu ne mai permite nouă, ca Minister al Sănătății, să facem acele, eu știu, demiteri. Încă de la aprobarea legii 55 au revenit la autoritățile locale. Noi putem face un control, o evaluare, am și solicitat să facem această evaluare. În evaluarea noastră trebuie să avem și un om de la Consiliul Județean, care să, o persoană desemnată care să meargă în acest corp de control. Noi putem face o evaluare, putem face propuneri sau recomandări. Ține doar de cei de la Consiliul Județean în subordinea care este spitalul să pună în practică sau nu aceste evaluări. Dar ați cerut un punct de vedere de la manager de ce a fost atât de necesar să mute, iată, terapia de la 3 la 2 cu acei pereți improvizați, cu acele materiale noi care au fost folosite? Noi avem evaluarea noastră, v-am spus, în momentul în care am ajuns acolo și vrând să observ și eu, toate erau sigilate fiind în ancheta parchetului general. Ce informații aveți despre starea de sănătate a medicului transferat în Belgia? Da, a ajuns ieri în jurul orei 12, s-a efectuat și o procedură de dializă, s-a efectuat reechilibrarea, tratamentul arsurilor este stabil în acest moment. Critice sunt cele 3 zile pe care le avem în arsuri, 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni. Este o procedură și un protocol în arsuri. Așteptăm evaluări în fiecare zi, ținem legătura. Seara la ora 18 avem niște informări pe care le face corpul medical de acolo. A suferit operații? A fost operat? El la primele intervenții le-a suferit la Floreasca în dimineața zilei de ieri, când a aterizat. S-a făcut și o nouă reevaluare. Reevaluarea, dacă la Piatra Neamț erau evaluări de 40% pe
pe suprafața corporală 1, 2, 3 și 4, 10-15%, evaluarea de la Floreasca reprezentau 70-75%, arsuri de gradul 2A, 2B și 3. Premierul a spus puțin mai devreme că în secțiile de terapie intensivă COVID trebuie să rămână pacienții care au nevoie de terapie intensivă. Dintre pacienții care sunt acum în aceste secții, o parte vor fi mutați în aceste secții de pre-ATI? Sunt secții de terapie intermediară care trebuie întâi să fie realizate la nivelul fiecărui spital sau de pre-anestezie sau pre-terapie. Deci acesta nu există încă. Sunt cerute în evaluare. Evaluările se fac după guri de oxigen, după posibilitatea de adaptare a aparatelor, după potențialul de energie electrică. După cum știți, de exemplu, din totalul de 1149 de pacienți care se află în terapie intensivă, 309 sunt pe respirație artificială invazivă, 350 sunt pe CPAP și restul sunt pe diverse surse de oxigenoterapie. Deci cei care ar fi pe oxigenoterapie pot fi într-o secție intermediară, dar alăturată secției de terapie intensivă. După cum știm, din activitatea curentă, orice pacient cu insuficiență respiratorie de un anumit grad poate decompensa și atunci să fie în apropiere pentru a putea fi preluat. Recomandarea a fost ca aceste secții de terapie intermediară să aibă totuși și ventilatoare arondate, care la un moment dat, dacă decompensează, să putem trece acel pacient pe invaziv. Știți să ne spuneți... De congestionat secțiile ATI bine, cumva în contextul tragediei de... Noi asta o cerem de o lună de zile, rămâne doar identificarea de spații și identificarea efectivă de aparatură pentru aceste spații, precum și gurile de oxigen și puterea electrică. Episodul n-a făcut decât să suplimentar să vină acele reevaluări ale ISCIR-ului sau acelor comisii tehnice care pot evalua atât puterea electrică cât și sursele de oxigen. După cum știți, noi aveam în terapie intensivă încă de săptămâna trecută controlul Inspecției de Stat pentru evaluarea acestor patru de terapie intensivă. De astăzi, în controle, se alătură și cei de la ISU și cei de la ANMDMD care vor evalua și verifica inclusiv toată aparatura și rețelele. Ce înseamnă un aviz DSP în ce privește o secție de ATI? Avizul DSP vine un aviz sanitar de funcționare a secției respective pe circuite, în condițiile în care sunt toate aprobările obținute de la tot ce înseamnă aparatură, organizarea acelei secții, instalații. De-abia atunci vine avizul DSP. Dacă s-au produs modificări într-o secție, spuneați vis-a-vis de apariția unui perete intermediar, despărțitor, atunci trebuie refăcute acele circuite și trebuie obținută o aprobare de la DSP. Deci cine a decis modificarea secției ATI fără acest aviz DSP? Managementul unității, bănuiesc, fiindcă sunt cei care decid, un comitet director decide modificarea unei secții sau reevaluare, dar trebuie acel aviz DSP pentru circuit. A fost transferat managerul după incendiu, știți cumva, fusese în secția ATI? N-am înțeles. Dacă a fost transferat managerul după incendiu? Managerul adică? Transferat, nu înțeleg. Dacă a fost transferat după producerea incendiului? Managerul? Da, unde? Unde să fie transferat? N-am înțeles întrebarea. Voiam să vă întreb, ați declarat în acea seară că toți suntem vinovați pentru ce s-a întâmplat la Piatra Neamțului. Noi după 30 de ani, în care am văzut poate în această pandemie ce a însemnat dezvoltarea unui sistem pe care îl cunoșteam, adaptarea de la o zi la alta, în condițiile în care după 8 luni de zile vedem necesarul de servicii medicale, necesarul de siguranță pe care o dăm atât pacientului, dar cât și corpului medical, atunci ne gândim dacă noi cei care am fost, eu știu, în minister 30 de ani, cei care au fost în administrațiile locale, cei care au implicat politic la un moment dat și au avut alte interese locale sau, eu știu, personale, am ajuns în acest moment. Cred că dacă ne uităm în urmă, vedem că 30 de ani au rămas 30 de ani. La începutul acestei pandemii, tresăream oarecum că de ce sisteme medicale din țările avansate trepidează și urmăream martie-aprilie. Am rezistat cu acest sistem până acum, dar vedem că avem tragedii. Cred că totuși faptul că am la un moment dat merge și așa, sau am adaptat foarte puțin în fiecare an, sau am adaptat, să spunem, o lege a sănătății, tot ce a însemnat din 90 încoace, sau din 96, din 2006 când am făcut legea 95 și am adaptat o lege, 1500 de amendamente, fără să facem o lege curată, adevărată, fără să avem o reorganizare a Ministerului, a DSP-urilor, a spitalelor, a stațiilor de ambulanță în toată această perioadă, cred că acesta este lucrul care ne duce ca după 30 de ani să vedem și niște tragedii. Nu pleacă nimeni sau nu fuge nimeni de o răspundere. Dar haideți să vedem un ministru care este de 7 luni și haideți să vedem 30 de ani. Dar nu mi-ați răspuns la întrebare dacă dumneavoastră, ca ministru al sănătății, vă simțiți vinovat pentru această tragedie. Toți ar trebui să ne simțim vinovați, din miniștrii care am fost. Da, pentru tot ce se întâmplă în sănătatea românească. V-ați gândit să vă dați demisia, domnule ministru? Sunt 7 luni jumătate în care am girat sau am gestionat o pandemie
într-un context în care tot ne întoarcem la acest sistem medical românesc. V-ați gândit vreodată acum zilele acestea că putea să faceți ceva mai mult ca să evitați tragedia de din seara? Cred că dacă reușeam în trecerea în starea de alertă să menținem coordonarea acestor spitale la Ministerul Sănătății și să avem o putere în a decide în interiorul acestor secții și acestor managemente, cred că putem face mai mult. Domnul ministru, mi-ați răspuns la întrebare, vă rog să continuați, că v-a întrebat colega. Vă ascult. Întrebarea cu demisia, dacă v-ați gândit, v-ați întrebat? M-am gândit la tot ce a însemnat tragedia, m-am gândit la tot ce a însemnat acei oameni, m-am gândit la tot ce a însemnat familiile lor, m-am gândit la tot ce a însemnat un act medical de calitate care ar trebui dat în orice unitate medicală, că este în subordinea Ministerului Sănătății sau tot ce înseamnă autoritate locală. Și atunci, făcând o analiză vis-a-vis de aceste lucruri, deciziile care le voi face în continuare vor fi cele în care voi continua o activitate și o reformă în sistemul medical românesc. Acum, în pandemie, ar trebui să luate măsuri mai drastice. Ați putea trece din nou, suntem în stare de alertă, ați putea trece din nou toate spitalele în subordinea Ministerului? Ar fi o soluție? Ar fi și o soluție, dar ce am încercat la trecerea în stare de alertă a fost o hotărâre de guvern care s-a transformat într-o lege în care, dacă vă uitați dumneavoastră, specificația primordială era trecut acolo, în care tot ce însemnau instituții medicale, spitale, să rămână în subordinea autorităților locale, deciziile să le ia autoritatea locală și Ministerul Sănătății. Și atunci cum se pot face îmbunătățirile dacă nu pornim cu primul pas care să fie, cumva, este cel mai important? În condiții... Adică degeaba experții Ministerului Sănătății fac controale, dau recomandări, dacă cei de la nivel local nu le aplică. Mă repet, în momentul în care o să avem și o putere de decizie acolo unde se fac legile, putem trece și o hotărâre de guvern sau o lege care să ne poată permite să avem coordonare. Am repetat-o și o repet de câte ori o să fie nevoie. Ordonatori de credite pot rămâne autoritățile locale în subordonarea lor, pot rămâne, dar coordonarea unei activități medicale trebuie să se facă centralizat de la nivelul Ministerului Sănătății. Și acesta va fi, acum este un deziderat, dar va fi o certitudine atunci când vom putea legislativ să trecem o modificare în acest sens, în contextul, părerea mea, unei legi noi al reformei în sănătate. Deci, domnule ministru, lucrurile rămân la fel până se schimbă legea în acest moment? În acest moment lucrurile nu ar trebui să rămână la fel. Ar trebui să fie o învățătură de minte atât pentru noi ca minister, dar cât și pentru autoritățile locale, care ar trebui să gestioneze mai bine managementul acelor unități medicale, iar acel management nu mai trebuie să fie politic. Trebuie să fie unul al profesioniștilor. Domnule ministru, câte secții de terapie intensivă avem în România? Câte vor fi controlate? Vă întreb pentru că noile spitale sunt mai multe. Începem cu spitalele județene, da? Toate spitalele județene au secții de terapie intensivă, sunt cele mai mari, care gestionează în acest moment și cazurile cele mai grave de terapie intensivă acordată pacienților de suport COVID. Deci controle întâi acolo, în spitalele județene. În spitalele județene mari. Dar de ce n-ați făcut până acum controle în acele secții? Noi ca Ministerul Sănătății avem de o săptămână controle făcute în terapiile intensive. Acum vor veni specialiștii care se vor ocupa de tot ce înseamnă puterea energetică, de tot ce înseamnă care nu sunt ai Ministerul Sănătății, care se vor ocupa de tot ce înseamnă rețele de gaze medicale, de tot ce înseamnă aparat. În cât timp vor fi terminate aceste controle în toate spitalele? Este un plan pe care l-au stabilit ieri cei de la ISU cu inspecția de stat de la noi și progresiv ele vor merge parcursul unei luni întregi. O lună? Și nu vor fi controle încrucișate, înțeleg? Nu, vor merge de la centru, atunci simt echipele sunt complexe și vor veni și specialiști. Inițiativa noastră a fost să luăm inclusiv specialiști care vin de la ISCIR, care pot evalua acele eu știu, instalații. În acest moment mai avem în depozitele Unifarm sau în alte părți ventilatoare sau injectemate care pot fi primise în spitale? Da, am solicitat în acest sens și o derogare de la Direcția Națională Anticorupție, după ce fac evaluarea acelor măsuri, inclusiv 200 de ventilatoare, să le putem achiziționa prin stocul strategic în DSU și să le putem da către spitalele care au nevoie. Astăzi este comisia formată din Comisia de Terapie Intensivă, care evaluează acele aparaturi, dar în măsura în care vor fi gata, avem și acordul celor de la DNA, să le putem lua pe stocul strategic și să le putem da către spitalele unde sunt. Unde sunt ele acum? În depozitul Unifarm. Domnule ministru, de la tragedia din colectiv din 2015 și până acum am ajuns de la 10 paturi pentru mariaci și la 23. Cum vă explicați și dacă aveți un plan în continuare să facem mai multe? Da, după cum știți, pe Banca Mondială noi avem aceea evaluare a centrelor de la Timișoara, Târgu Mureș și din București, la Grigore Alexandrescu. Aceste lucruri au rămas pe loc în 2019, au fost reluate de către noi. Un deadline, un termen limită era la 1 iulie, când Banca Mondială ne-a anunțat că nu existau decât la Timișoara, unde și săptămâna viitoare vom avea licitațiile,
Restul nu aveau un studiu de fezabilitate, nici condiții interministeriale. Noi l-am preluat, am renegociat cu Banca Mondială, care ne-a acceptat și cele două centre de la Târgu Mureș și, și din București. Suntem pe studiul de fezabilitate, urmând ca acestea să intre în proiectul Băncii Mondiale. Cel mai avansat este Timișoara, unde semnăm licitația săptămâna viitoare. Au fost persoane angajați din alte spitale din țară care să vă anunțe de anumite nereguli la secțiile de terapie intensivă din țară, din anumite spitale? Personal eu n-am avut, direcțiile noastre de control care au fost ne-au semnalat aceste probleme. Câți pacienți COVID pot fi tratați acum în spitalele COVID din România și care este numărul? Noi am suplimentat acele spitale, suntem la 272 de spitale care în acest moment sunt fază 1, fază 2 sau spitale suport COVID, precum și terapiile intensive din spitalele județene care preiau cazurile cele mai grave. După cum știți, în acest moment suntem în jur la 1300 de paturi de terapie intensivă, 1350 în spitalele suport COVID, cu suplimentarea pe care o facem în această săptămână de 200 la nivel național. Ceilalți, după cum știți, la fiecare raportare, în jur de 10-11.000 de pacienți aflați internați. Mulțumim frumos! Mulțumesc și eu!